Bună, RAC, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 13-19 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia RAC, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână. În primul rând, dragi jurați, este o săptămână de putere pentru voi. Este o săptămână în care atenția e pe bani, e pe valoarea personală, e pe propria da, persoană. Bineînțeles că racii și comunică săptămâna asta, fac multe drumuri, spun lucrurilor pe nume și mai mult decât atât, uite, săptămâna aceasta vine cu o surpriză extraordinar de interesantă privind un prieten sau o surpriză frumoasă privind schimbarea unui plan de viitor care, atenție, ține de un bărbat din viața voastră. Că e un prieten pe care îl valorificați, că este un șef a unui grup din care faceți parte, că e tatăl, că e partenerul, asta n ști să vă spun, e cineva acolo din, din viața voastră. Mai ales că e implicat și Uranus, na, ce să vă zic. El aduce orice, dar e de bine. Da? Uite, racul poate avea un moment de strălucire în această săptămână. Da? În această săptămână. Bun. Uh, apoi. Tot săptămâna aceasta vine pentru RAC o oportunitate absolut fantastică să cunoști pe cineva într-o adunare mai mare de oameni. Da? Fie că este vorba despre un grup de prieteni, o ședință, un concert, nu știu undeva, unde merge, dar o conferință, un congres, nu știu fiecare unde merge ei acolo o sunt șanse pentru rac să apară cineva sau poate să fie un moment în care, în sfârșit, îți dai seama cam uh, încotro ar putea să meargă o relație de cuplu, da și cam ce anume ai avea tu nevoie ca să o duci la un alt nivel, da. Uh, poate unii raci ne-ți invitați la o nuntă, săptămâna asta, la un botez, la o adunare mare de oameni. Însă eu aș merge și pe ideea că, uite, unii raci puteți avea un ajutor foarte mare de la o prietenă sau de la o femeie, care, nu știu, fie ține de o donație, fie ține de un sfat. Uh, este un ajutor care ține și de zona actelor pentru unii raci. Deci, poate să fie și asta. Da? Și de asemenea, tot săptămâna aceasta apar niște soluții la anumite probleme pe care le aveți și soluțiile astea țin de bani sau țin de a vă valoriza mai mult. Începând cu 15 mai, Mercur va fi în semnul Taurului, toată luna o să fie și prin iunie, dar Uite, Mercur, acolo, în primul rând, te ajută să-ți îmbunătățești comunicarea cu prietenii. Vei vorbi foarte mult în grupuri mari de oameni, vei lua cuvântul la ședințe. Dacă ești într-un cerc de prieteni, cu siguranță atunci când vorbești, toată lumea va fi impresionată, te va asculta. Și mai mult decât atât, racul ar putea să învețe niște lucruri, poate banale, știu eu, ă, niște cursuri, poate mai micuțe, dar acolo văd o adunare de oameni. Fie sunt niște cursuri online pentru unii raci, fie. Este vorba despre uh, a face poate și niște activități fizice cu niște prieteni sau cu niște oameni din jurul tău. Mai mult decât atât, tot uh, săptămâna aceasta, racul uh, trebuie să accepte o schimbare privind viitorul unei povești de iubire, privind o colaborare, privind un copil, privind niște pierde financiare, privind o transformare destul de puternică da, care se produce în viața ta poate apar niște vești, vești surprinzătoare care schimbă destul de mult lucrurile. Și tot săptămâna aceasta, deci pentru voi poate să apară o dragoste fulger. Da? Acum eu nu zic că vă și măritați cu omul ăla sau vă însurați, dar e ceva acolo care apar. Da? Și poate e bine să deschideți ochii mari. Poate e bine să deschideți ochii mari. O veste surprinzătoare, care iarăși poate să vină de la persoana iubită sau este vorba despre a schimba viitorul unei case, viitorul unei familii, viitorul unei situații personale. Deci, Racul rămâne foarte surprins de, de aceste lucruri, și de asemenea ai și un bărbat alături de tine spre final de săptămână care te ajută extraordinar de mult. Da? Poate te ajută cu niște sfaturi de, pentru muncă, poate te ajută cu niște lucruri banale, practice prin casă poate te ajută pe zona sănătății cu un sfat da? sau cu niște acte sau îți predă niște lucruri, îți explică niște lucruri și așa mai departe. Deci oracul e foarte bine susținut săptămâna aceasta. Să vedem, dragi raci, mesaje din partea arhanghelilor, ce trebuie voi să știți. Și a ieșit mesajul, lumina nemuririi spirituale, numerele importante, 4, 8, 12, 3, 48, 84. Deci, eu cred că este o hotărâre care ține de o transformare profundă pentru RAC. Culorile importante: albastru, roșu, verde, galben, auriu, iar Arhanghelul Mihail este cel care ție îți transmite un dar, o ghitare. Ard tot ceea ce este trecător în tine. Astfel încât să rămână și să strălucească numai esența pură Dumnezeiască. Te ajut să-ți descoperi lumina interioară. Sunt salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre cel prea înalt. Deci, săptămâna aceasta, aracul reușește să treacă printr-un moment de transformare profundă, din punct de vedere spiritual, emoțional, fizic tot ceea ce este trecător, tot ceea ce ție nu ți este de folos va fi eliminat. Și de asemenea îți vei da seama de lumina ta interioară. Fiecare om are strălucirea aia interioară pe care trebuie să o conștientizeze. Fie este cineva care te salvează dintr-o situație complicată, fie tu ești persoana care salvezi pe cineva dintr-o situație dificilă. Să vedem pentru rac mesaje din partea tarotului. Ce trebuie să știți? Pentru rac, săptămâna 13-19 mai, ce trebuie voi să știți. Pentru rac. trebuie să știți 2 de monede, deci este ca o negociere pe care racul o poartă aulo. faci ce faceți aici. Uh, ok, 6 de spade, 2 de spade, regina de bâte. Și cum faci niște drumuri și te gândești la ale tale, cât mergi pe stradă, cât te duci la muncă, nu știu cât conduci și așa mai departe. Șasele de spade spune despre faptul că. În această săptămână, lucrurile încep să se miște, deci acolo unde ele stagnau, unde nu, nu se mișca nimic. Acolo gata se. Lucrurile încep să se miște da. Este și o săptămână în care faci multe drumuri da? sau o săptămână în care apar niște schimbări mari în viața ta. Doi de monede. Doi de monede înseamnă un moment în care reușești să negociezi cu cineva sau este un moment în care uh, îți vin bani, dai bani la rândul tău, poate este un moment în care trebuie să găsești un punct de mijloc cu o persoană și aici e vorba de o relație de cuplu, e vorba de viața profesională și așa mai departe. Diavolul, la baza manifestărilor tale, o legătură cu Zodia Capricorn, dar racul consideră în această săptămână că partea materială a vieții este foarte importantă. Vei dori foarte mult să controlezi o anumită situație. Să uite, racul în această săptămână se poate rupe, se poate elibera din niște lucruri toxice. Deci sunt niște chestii care stăteau așa pe creier. Și trebuie să înveți să te detașezi. Săptămâna viitoare, oricum, trebuie să învățăm cu toții să ne mai eliberăm așa de atașamentele astea posesive. Cu toții avem. Și eu am. Deci nu. Cu toții avem. Vă doriți să controlați o situație foarte mult sau nu vreți să acceptați o schimbare? Nu știu, pentru că e pajul de spade în inima voastră, ceea ce înseamnă că sunteți foarte curioși. De persoana iubită, de cineva din familie, de un copil, sunteți foarte curioși de niște oameni foarte dragi din jurul vostru, de familia voastră, nu știu. Uh, vreți să știți mai multe, avem aici șapte de spade în mintea ta, care înseamnă o trădare, deci racul poate se consideră trădat săptămâna aceasta, sau poate este un moment în care zici băi, dacă nu iese ca mine, nu, nu merge. Nu merge. Ei, dragi și nu chiar așa, da? Marta acolo este adevărat că vă face să fiți ambițioși, vă dă putere, vă dă curaj, să vă cereți drepturile, este adevărat, doar că trebuie să înțelegeți și până unde să mergeți. Adică dacă, na, dacă vedeți că ceva tot se rupe, tot dă, dă semne că se schimbă, trebuie să, trebuie să lăsați puțin deoparte, da? Uh. Ce să vă zic, cu Pluto acolo oricum o să învățați ideea să nu mai controlați nimic. Că nu, noi de fapt nu, nu știu, nu prea avem așa mare putere să controlăm lucrurile. Depinde de situație, dar în general vorbim, credeți-mă că sunt anumite aspecte care se și văd pe harta unui om, n-ai cum acolo, deci nu, e imposibil să controlezi ceva. Uh. <laughs> Cavalerul de monede, aici eu văd o persoană stabilă, serioasă, o persoană care se mișcă lent, este o persoană care e adevărat e foarte concentrată pe bani sau, nu știu, funcționează așa cu viteza melcului, dar este o persoană, în schimb, stabilă. Da? 8 de cupe, aici văd pe cineva care abandonează da? o situație, o relație, cineva care zice gata, las neîmplinirea asta în spate și merg în căutarea iubirii, merg în căutarea fericirii. Poate să fie și cineva care abandonează ceva anume sau sacrifică un anumit lucru. Cineva care trece printr o separare, printr-un moment puțin dificil, iar ultima carte este 3 de bâte, da? o bucurie mică pe care o ai de la muncă, se rezolvă ceva, deci este o primă de blocare, însă tot pentru Rac văd aici și o primă bucurie, da? Poate sunt și niște lucruri așa care se schimbă de la o zi la alta, da? se schimbă programul de la o zi la alta, de la o oră la alta și poate lucrurile astea nu îți plac ție, Dragi raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile, iar dacă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre... Uh, nu discutăm despre fiecare zi în parte ce se aduce, clar că zic și care zilele bune, care, zic, uh, care nu sunt zilele bune. Poate trebuie să urmărești și filmarea pentru mai. Vezi că ai acces și la previziunea bonus pentru mai acolo. Deci nu e doar uh, pentru această săptămână și pentru toate zodiile ai acces. Clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în această săptămână, că e o săptămână plină cu surprize. Te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă, îți doresc și să ne revedem cu bine și data viitoare.